endocarda infecțioasă este o infecție a endocardului și sau a valvelor cardiace. Dacă avem o endocardită infecțioasă acută, febră înaltă, stare generală alterată, facies, suferind al copilului, tahicardie, de multe ori se pot asocia cu diverse infecții extracardiace, cum ar fi o pneumonie, cum ar fi o osteomielită, o infecție a oasă, sau în cazuri mai avansate se pot asocia cu convulsii. Deci când avem embolii la nivelul sistemului nervos central, cu convulsii, cu cefalee, cu accidente vasculare tranzitorii. Cum vezi copilul în momentul când îl consulți? Deci se poate spune că succesul unui medic stă printr-un anamneză făcută corect și un examen fizic făcut corect. Ulterior, EKG-ul este foarte important, radiografia pulmonară nespecifică într-o endocardită infecțioasă. Foarte important este examenul laborator. În primul rând, analizele uzuale cu hemogramă, o proteină C-reactivă, un VSH crescut, o procalcitonină, un sumar de urină ne poate orienta spre o infecție severă. Hemocultura. Deci hemocultura este o analiză, o cultură din sânge, care este un criteriu major pentru a diagnosticul endocardite infecțioase și este bine să se ia până să începe o terapie 3 hemoculturi seriate. Ecocardiografia, iar este de bază pentru criteriile majore. Și aici ne uităm la cavități, ne uităm dacă vedem o vegetație la nivelul unei valve, ne uităm dacă a apărut sau nu o regurgitare nouă. Endocardita trebuie tratată, diagnosticată corect, diagnosticată repede. Trebuie început un tratament prompt, imediat și trebuie văzut complicațiile. Deci managerul ține foarte mult, pentru că da, poate pune în pericol viața copilului. Poate duce până la 5% la mortalitate. În cadrul endocardiei infecțioase, tratamentul trebuie început imediat, instituit prompt, pentru că nu avem timp să stăm, că copilul se poate degrada până ne iese hemocultura. Deci, în cazul celor acute, care sunt în stare gravă, care vin și în caz de infecție cardiacă, trebuie luat hemoculturile 3 seriate la 30 de minute, nu stăm până la 2 zile, și ulterior începem tratament, terapia empirică. Mai există și un tratament chirurgical al endocarditei. Când tratamentul medical nu a dat rezultate, copilul are bacteriemie mai mult de 7 zile, există vegetații la diverse valve mai mari de 20 de mm. Și atunci se indică și o terapie chirurgicală. Pentru un management bun al endocardei infecțioase constă un diagnostic prompt, un tratament instituit precoce, imediat, și urmărirea complicațiilor.